Salutare, națiune jucătoare! Salut! Am revenit și este în sfârșit timpul să mergem și noi la biserică. Deși nu este duminică, este sâmbătă. Dar trebuie să ne spălăm păcatele. Hopa, gardianul de granit. Are ceva de vânzare ăsta? Nu știu. Nici nu pot să fac trade. Mă gândeam eu ce dracu să aibă o statuie de lângă biserică. Mai de unde să știi în jocul ăsta? Da, adevărul că poate punea lumea bani ca să primească, nu știu, blessing-uri. As you try to enter the church, the statues that flank its heavy oaken doors address you. Țineți-vă cai, străinilor! Această biserică nu va fi... Nu se va intra în ea decât de cei demni, care sunt loiali zeiței. Și dacă până și ochii de piatră poate să vedea că... Sunt cai așa, că de unde știe ăsta de cai? Nu știu. Și că până și ochii de statuie pot vedea că noi nu suntem vrednici. And who are those loyal to the goddess? Ha! Cine sunt ăia? Mă întrebi? Sunt ăia care nu au văzut puterea sângelui. Who have seen... care au văzut puterea sângelui. Suntem niște ignoranți, așa ne-a făcut. Blood is life, blood undoes death. Deci dacă noi nu ne facem... I will enter the church. It is a wish we cannot grant unless you prove you have knowledge of the goddess. Answer us, therefore the fo- căcață, mor tu că ne întreabă un riddle. Nu e ghicitoare, pur și simplu este... Trebuie să facem cine de-alea. Cine știe câștigă. How is she known among the loyal, the exalted one, she who speaks for the goddess? Frankly, I find it sad that and insulting that mighty eternal spirits such as yourselves must pose such silly questions to passers-by. Eu nu mai știu, parcă la Charm aveam mare sau la Reason aveam. Bagă vrăjeală, hai, poate ne bag las. Charm? Hai, bag Charm. Deși cred că la Reason eram eu mai șmecher. Nu uite, am Charm 4 și el are 3. O să aleg piatră. Aoleu, și l-a ales paper. Shit. Ok, momentan n-a mers bine. Să mor tu! Yes. Dane mi-o cam iau. Nașpa. Hai că prima asta care o câștig și eu în sfârșit. Am pierdut. Știi că dacă crezi să ne luptăm cu statuile, nu? Păi, cred că în curând... Da, am pierdut, gata. Așa, deci eu mă dau mai în spate. You flatter with a serpent's tongue, we should not be deceived. Fuck. Că noi suntem primii pe inițiativă, ce? Da, eu trebuie să fug de lângă ei. De ce? Că sunt prea în mijlocul lor, gen. Ce să fac? Hai să chem unul de ăsta. Mă, ce se screme ăsta când face vrăj. Uite, vezi, acum statuile dau physical damage dacă îmi luam ăla care să-mi crească. Ciuciu. Eram șmecher, am uitat să mă învăț spell-urile, Dan. Erai... păi ți-am zis că tu ești noob. Statuia aia... erau două și în partea alaltă. Fuck. O să-mi iau damage când plec, nu? Da, dar partea bună este că ăla este flancat. Deci nu mi-au luat damage. Ha! Fraierii. Ia uite, le dăm la amândoi. Fuck! Dar absorb cam mult statuile astea de granit, nu-mi place. Astea sunt statui always. Da, sunt statui always pentru că absorb mult. Îmi place comparația ta. Madora e de acord. Hai îngheață-i, că toată lumea știe că piatra se sfărâmă mai repede când e înghețată. Ce-ai făcut, mă? Bine, tu ce faci? Ai, Pice Elemental. Vai cum arată. What the fuck is that? Serios? Dar cum vrei să arate? Ai văzut tu elemental de gheață la Gna zoologică și nu arată exact, azi. Nu arată așa, nu pare veridic. La Gna zoologică era mai altfel. Ce cap mare are să moară măsa. Este hipercefalic, adică. Eu o să-l chem pe ăla de foc acum și nu o să se împace bine, dar ai gândit-o prost. Trebuia să-l scoți pe ăla de gheață lângă statuia unde ți-e păianjenul sau lângă cealaltă. Ca în asta de aici ați pot să dau fire. Nu, că e Madora acolo. Voiam să dau fireball în el. Opa, gata, nu poate să o... Mamă, cât i-au dat lui Madora, ești nebun? Bă! Ce părere ai?
Trebuie vindecată Madora, că și-o cam ia, o să-i dau aia cu aerul dacă are destule, dar nu cred că are destule puncte de mișcare. Stai că-i dau eu o armură lui Madora. Iar ai fortificat-o? Da. Brav. Hai să scoatem și, eu, și noi elementăluțul de foc. Îl punem aici. Bam! Bine! Era și mai șmecher, dar când venea ăsta a luat foc uleiul direct, știi că el e de foc gen. Era, dar nu este. Era, dar nu este, am observat, gata. S-a nu. Făcut... Nu, s-a făcut nimic. A, a dat fail? Da. Ce proastă e. Ce proastă ești, Madora, ce proastă ești. De ce ești așa misogin? Da, i-aș fi zis și lui Ahan că e la fel de prost dacă dădea miss. Dar nu contează, tu tot misogin ești. Așa este. Sunt rău. Nu dormi. Nu dorm. Uite, așa, bă. E în regulă. Gata, l-am... Am înțeles, l-ai combinat. Mamă, aș putea să-l teleportez și pe ăla de lângă... Acolo, lângă elemental. Și pe urmă să dau un fireball în mijlocul lor. Gen. Cred că așa am să fac. Nu știu de ce ți-ai adus elementalul acolo. De șmecher. O să-l teleportez pe ăla. Burning failed. Este imun chiar. Aaa, shit, deci degeaba dau fireball că simul imun la foc. Da. Că a dat critical hit, dar nu i-a luat damage deloc. Deci elementalul meu de foc e degeaba. E, nu chiar degeaba. E meat shield. Ia uite ce șmecher e pe engine. Da, mă, pe engine-ul tău dă bine. Mamă, ce greu. Opa. Se mișcă ăla. Am crezut că se duce spre Madora. Păi cred că spre Madora se duce și ăla de foc. Ăla care este călduț. Ia să o vindecăm un pic pe Madora. Dă-i o săgeată cu... Gata, i-am făcut o injecție. I-ai făcut o injecție cu penicilină, că știu. ce să dau eu, ce să... Păi cred că vreau să fac așa. Să-i dau un Oath of Desecration lui Madora ca să lovească bine. Și pe urmă să-l orbesc pe ăsta de aici. Băi, orbește-l pe ăsta. Yes! E orb! Gata. I helped. Și cum mai dăm în cablul ăsta? Fuck! Immune to bleeding. Futui, de ce este imun la sângerat? Nu înțeleg. De obicei așa sunt statuile. Bă, nu știu. Eu am văzut că în World of Warcraft sângerează și Pandedu. I-am dat un chain lightning. N-ai văzut că nu au sângerau și scheleții, care au doar oase, dar da, cumva, da, cumva sângerau. Wow, e mai fraier. Nu e atât de veridică. Da, mamă, două critical hit, what the fuck? Eu hai, posta... pune tu și tu cu ăsta în fața lui. Păi aia fac altceva, n-am ce să fac, deci na. Ne. Îl folosesc chiar ca pe un meat shield. Yes, n-a putut s-o transforme în piatră pe Madora. Îi e răcoarelul ăla, dar Iahan ce caut așa de aproape, așa de în față? Wow, sunt imun și chiar și la săgeți, ce chestie. La săgeți de foc sau la săgeți în general? La săgeți în general. Așpa. Cine ar fi crezut? Dăm cu lightning atunci. Dă cu lightning. Fuck! Aproape a murit. Da, chiar acum a murit. Caut așa aproape. Tot n-a murit. I-am dat unul, frate, cu magic missile. Nu, l-ai vindecat. Da? Da. Albastru înseamnă că-l vindeci. Ei, era prea scăzut, i-am zis să-l vindec puțin, da. Ce vrei? Hai, omoară, hai că-i Madora, hai. Păi de ce să-l omor pe ăla? Că l-ai aproape mort, îl omoară elementalul tău, îi dau cu Madoralul ăsta la altul în cap. Nu-mi stric Oath of Desecration-ul pe ăla. Bine, nene, nu-ți strici Oath of Desecration. Păi, pe bune, chiar așa, adică, ce facem noi aici? Ăla oricum e blocat, nu se mișcă. Îmi place la Iahan cum se rotește el în jur așa până să casteze un spell. Așa face el. Nu știe în ce direcție vrea să meargă.
Stunned, failed! Ai dat greș! Nu e adevărat, este... stunned, failed. Da, a zis stunned, failed, what the fuck? Bă, deci pe aia în genul tău e campion. E campionul campionul. Fuck! Critical hit, 1504. Vezi, mă, de ce mai bine eu, de fapt am vrut să pierd, ca și ne luăm XP prin faptul că am pierdut eu, știi? Păi, el ăsta-i dau intern, oricum nu face nimic. Leader in sight! Auzi, mă, dar elementalii ăștia nu se răzvrătesc niciodată? Nu e o răscoală a elementalilor sau ceva? Tot imun chiar și la o travă. Ce? Da, nu. De obicei fantomele sunt imune și la o travă. Da, dar ăsta nu-i fantoma, asta este statuile, pardon. Că nu au un sistem circular, știi, în care se pătrund o travă. Mă gândesc și eu, nu știu, na, zic așa ca idee. Ce supărat e elementalul ăla. Dă-i, Madora! Mai dă-i o dată! Mai poate? Mai poate! L-a făcut praf, gata. L-a lăsat lat! Să-mi iau și eu chestii de băut, gata. Că... mi-e sete. Hai, dă-i în turn. Nu, îi dau una lui ăsta. Pac! Gata, critical hit. Mă simt bine. N-a făcut nimic, dar m-am simțit eu bine. A fost efectul psihologic care contează mai mult. Ne simtem bine. În minutul ăsta beau un suc care... cică, s-ar putea să conțină urme de lămâie. Dar el e limonadă. Este o limonadă care poate conține urme de lămâie. Dacă am noroc, are și lămâie pe acolo pe undeva. Hai, limonada asta. Cu fulgerul. Cu fulgerul! Păi, tot n-am murit. Am făcut-o în ce am putut, ok? Don't judge me. Că e gheață pe acolo, pe jos. E, poate pică Madora, gata. Că n-are ce să facă mai mult de atâta. Face și ea ce poate acum, na, săraca fată. Cât să-i ceri? Gata. Eu stau și mă întreb, deci e imun la foc, e imun la poison și totuși colții unui păianjen, colții, pot penetra piatra. Cum funcționează treaba asta sau cum au gândit-o? De cum suntem norocoși? Ce, da, ce tare, întotdeauna am vrut să fiu norocos, acum pot să las jocul și să mă duc să trag la loto. Sau poate pot să trag la loto în joc. Acum trebuie să mă duc la vrăjitoarea aia. Opa, s-a ars Madora. Nu s-a ars Madora. Era să se ardă Madora. Dar n-a fost să fie. Prrr, ce-mi plac. Ia, mamă, ce sunete scoate asta ta. Hop, hop, hop. Gata, tot până și nu trebuie să facă tot. Mamă, deci a văzut, au văzut oamenii cum a fugit imaginea mea dintr-o parte alta că a căzut microfonul. Ce? Mi-a căzut microfonul și s-a dus imaginea așa. A luat o razna, ca să zic. Uite, Earth Essence. Uite, o sabie mișto. Îmi place că tu spui tot ce vezi pe jos. Uite, o sabie mișto. Uite, un Earth Elemental. Uite. Ce sabie e aia? Stone Sword. Deci are 128 cu 154 damage, ok, ne place chestia asta. E pentru o mână sau pentru două mâini? E pentru o mână, nu e pentru două chiar. Și are mai mult damage decât are asta, coasa care o are asta în două mâini. Păi echipează și vezi cât damage face, cât spune acolo la personaj. Stai că mă uit imediat. Ideea e că asta are 100% chance to set petrified status, dar nu poate fi reparată.
Așa. Și coasa al Madorei are critical chance plus 10% și 10% to set immune status. Uite un skillbook de pământ, de geomancy pe jos. Sabia lui Madora oricum era cam rănită. Unde vezi, mă, damage? A, la 100, personaj 141, 100, dă mai bine. Deci cu coasa dă 63 cu 157 și cu sabia asta dă 141-170. Dă mult mai bine, o lăsăm așa. Da, lasă așa. Hai, salvează și tu jocul, te rog. Că și așa am uitat să îi repar itemele lui Madora și coasa aproape se sparge. Hai, ia. Mi-a plăcut asta. mă duceam să iau ăla. Ți-ai spart capul de ciment. Ți-ar elemental la dracu să-ți fie că pe el, din cauza lui, am căzut. Ah, deci am alunecat pe elementalul tău prost. Hai, stai. Înainte de a intra, de a penetra biserica, hai să vedem dacă poți să învăți ceva. A, învață ceva, te rog. Da, poți să o vinde și pe Madora, eventual. Și tu finiști Hochgenug. Nu am level destul de mare, da. Știu. Hai, vindec-o și pe Madora, hai că i-am făcut o mâzgă. Uite, am învățat pyrokinetic. Ce-i făcut lui Madora? Vindec-o pe Madora. O vindec și pe Madora. Restul nu pot că-s de level 10 și de level 13, super. Pot să învăț Boulder Bash-ul, dar nu știu dacă vreau. N-am eu pe ăla. Că poate nu mai am loc de altele, dar de fapt până învăț altele, pot să-l învăț de rămas. Așa. Hai că tu dai cu de-alea puternice. Nu. Injecția mea nu e la fel de puternică ca injecția ta. Ia uite, Madora se simte estimată când merge în injecțiile noastre. În mâzga lăsată de noi. Gata. Am intrat în biserică, fă-ți cruce, Dan. Păcătosule. Spune acum. Nu vreau. Eu sunt rebel.